Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea până la marginile pământului, o emisiune despre misiune, despre misiunea lui Dumnezeu în primul rând, dar și despre misiunea pe care o fac românii în diferite zone ale pământului, ducând vestea bună. Misiunea externă nu are de-a face doar cu trimiterea și susținerea misionarilor, ci are de-a face și cu mobilizarea bisericilor din România și de pretutindeni la marele seceriș. Un instrument deosebit în mobilizarea bisericilor românești la misiune îl constituie și conferința de misiune Romiscon 18. Aici avem invitați păstori și lideri de biserici pe care dorim să-i conștientizăm de importanța implicării bisericilor lor în misiunea externă. În continuare, doresc să-l urmărim împreună pe Simi Timbuk, pastorul Bisericii Bethesda din Troy, Michigan. El este parte în bordul de referință al Agenției Pentecostale de Misiune Externă și copreședinte al organizației Discovery Your Mission din Statele Unite, care susține lucrarea de misiune a românilor pretutindeni. Pentru că el este într-un fel un migrant, tema pe care o susține este intitulată Emigranți cu o misiune, Uriașele oportunități ale diasporei în evangelizarea comunității. Și în, în acest discurs el va vorbi foarte mult despre rolul diasporei în evangelizarea concetățenilor din Statele Unite, dar de asemenea despre modul în care diaspora românească se implică în susținerea misiunii mondiale. Vă doresc vizionare plăcută! Pace și bucurie! Vă invit dacă nu vă este greu să ne ridicăm, să citim cuvântul Domnului, care doresc să îl citesc ca început pentru mesajul ce doresc să l împărtășesc cu dumneavoastră. Din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 19 la versetul 26. Faptele Apostolului, capitolul 11, de la versetul 19 la 26. Să ascultăm cuvântul Domnului care ne vorbește astfel. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipis de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, stăm înaintea ta și în aceste Ultime momente ale acestei zile, Doamne, după zile de părtășie binecuvântată, Doamne, cu tine și unii cu alții, de cuvânt inspirativ, de ungere divină, Doamne, de provocare pentru lucrare, te rugăm să continui să lucrezi mai departe, Doamne, tu să mobilizezi inimile și ființele noastre, tu să ne motivezi pentru lucrarea ta, Doamne, și astfel să fim neobosiți, Doamne, până când marea ta trimitere se va împlini chiar în generația noastră și noi să ne bucurăm fiind parte din ea. Amin. Voi invit să reocupați locurile. Mulțumesc Domnului în primul rând, apoi mulțumesc fratelui Ghiță Rițișan și echipei pentru invitația de a fi împreună cu dumneavoastră în aceste zile. M-am bucurat nespus de mult de ceea ce Domnul a lucrat prin cuvântul său, prin frații noștri care au împărtășit cu noi experiențe din lucrarea de misiune cuvântul lui Dumnezeu și am avut o părtășie binecuvântată sub ungerea Duhului Sfânt. Vă aduc salutări de asemenea din partea bisericii Betezda din Metropola Detroit, orașul Troy, statul Michigan, unde prin harul lui Dumnezeu slujesc, așa cum spunea fratele Ghitza din 1994. Biserica s-a început în 1993, eu m-am mutat la Detroit în 1993, eram la studii în atunci și din 1994 slujesc în această biserică. Eram o mână de oameni la început, când cânta corul, toți ieșeau de pe bănci, cântau, erau doi, trei mai în vârstă, surori și câțiva copii care ascultau și apoi mergea la loc să asculte predica. Prin Harul Lui Dumnezeu, astăzi Domnul ne-a binecuvântat, am crescut prin Harul Lui, credem că am crescut și spiritual, în legătură frățească și de asemenea numerică, suntem la peste 500 de adulți, de asemenea cu copii suntem la peste 800 și tineri și Domnul ne-a binecuvântat ca să îl slujim pe El acolo pentru a sluji de laudă slavei sale și de asemenea a slujit și în lucrarea de evangelizare și de misiune. Îi mulțumim lui Dumnezeu că trăim aceste vremuri, acest timp, care îl consider o perioadă, una dintre cele mai binecuvântate perioade din viața noastră, dar de asemenea e o perioadă și plină de provocări. Am spus familia, am spus bisericii, vă spun dumneavoastră că dacă era eu să aleg când să trăiesc, că N-aș ales o altă perioadă decât să fiu cu Domnul Iisus Hristos, să fiu împărtășie cu El, cu cenicii Săi, cu Biserica Primară. Perioada aceasta este o perioadă de care trebuie să ne bucurăm și să facem tot ce depinde de noi, ca numele lui Dumnezeu să fie și mai mult proslăvit în mijlocul nostru. Îmi revine în această seară sarcina de a împărtăși cu dumneavoastră despre imigranți sau imigranți, dar nu atât de mult despre alții. Am auzit despre alții, pastorul Mica ne-a împărtășit, vedem în jurul nostru. Eu am să vorbesc mai mult despre noi români. Tema era despre uriașe oportunități pe care le au imigranții în lucrarea de misiune, de câștigare a comunității. Eu am pus acest titlu de Emigranți cu o misiune. Și în această misiune, noi să privim la provocări care le avem ca emigranți, oportunități și decizii. Pentru că dacă doar vorbim, spune că dacă nu mai se vorbește și nu se muncește, se sărăcește. Noi trebuie ca să și luăm decizii și să ne suflecăm mânecile și să ne apucăm de treabă. Și am făcut lucrul acesta până aici și credem că prin ajutorul lui Dumnezeu îl vom face chiar mai bine de acum înainte. Diaspora română din Statele Unite ale Americii. Am să împărtășesc câteva lucruri cu dumneavoastră despre noi, cei care locuim în Statele Unite. Ceea ce am să împărtășesc cu dumneavoastră cred că este aplicabil și pentru dumneavoastră aici în România, pentru că fiecare, indiferent de unde ne găsim, suntem străini, suntem călători conform cu cuvântul lui Dumnezeu și am fost învățați în direcția aceasta. Dar am să privesc în mod deosebit asupra a ceea ce trăim în Statele Unite și. Evident că nu voi putea să împărtășesc totul, va fi doar așa ca o scurtă informare mai mult și o provocare în același timp. Despora română în Statele Unite, și mă refer nu doar la Biserica Pentecostală sau Evanghelică, românii din Statele Unite au ajuns acolo din diferite cauze, diferite motive, diferite scopuri cu ani mai înainte de 1989, mulți, în special dintre pentecostali și poate și baptiști, spuneau scopul numărul unu este de natură spirituală. Mergem acolo pentru că vrem să-l slujim pe Domnul mai bine acolo, mergem acolo pentru că vrem copiii noștri să învețe despre Dumnezeu mai mult și mai bine acolo, mergem acolo ca ei suntem îngrădiți în libertatea noastră de exprimare și acolo ni se oferă posibilitatea de a ne exprima și de a ne închina lui Dumnezeu așa cum noi credem că este bine. Și este adevărat lucrul acesta, există posibilitate de a lăuda pe Domnul, există posibilitate de a te închina lui Dumnezeu și slăvim pe Domnul că lucrul acesta este și aici. Însă pe lângă scopul acesta spiritual, unii poate în mod nedeclarativ, au urmărit și alte scopuri. O viață mai bună, o pâine mai bună, au gândit unii. Unii probabil că au mers sau am mers, ca să fiu mai inclusiv, așa ca și elimele cu Naomi. Au fost o perioadă mai grea materială aici și au spus că este o perioadă ceva mai bine acolo. Unii au mers acolo și s-au fost cu gândul că vor fi ca și Iosif în Egipt, pentru fraților rămași acasă, pentru familia lor, pentru biserică. Bisericile din care ei făceau parte și într adevăr mulți din comunitatea română eu cunosc personal din biserica noastră din metropola Detroit din celelalte uh, metropole au fost pentru o perioadă lungă de timp ca niște Iosif, mergând înainte, prin ceea ce Dumnezeu îi binecuvânta acolo, căutau să ajute în primul rând aici în România. Case de rugăciune s-au construit și cu suport din România. Familii au fost întreținute și cu suport din Statele Unite, scuzați-mă, din România, aici cu suport din Statele Unite și multe alte lucrări de binefacere, de caritate și pentru o perioadă lungă de timp concentrația uh, diasporei românești penticostale în mod deosebit, pentru că o cunosc mai bine a fost cu gândul la România la cei de acasă la cei din uh, satul natal la rudenii, la cunoștințe și așa mai departe. De asemenea oamenii care au mers acolo credincioși și penticostali au această caracteristică caracteristică bună și românii în general. Oriunde au ajuns, au zidit altare. Au învățat lucrul acesta de la înaintașii noștri, de la Avram. Și astfel găsești case de rugăciune, găsești comunități de copii ai lui Dumnezeu care se închină lui Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu. Și cei care au mers înainte au devenit un suport pentru cei care au venit după aceea. Însă de ce să nu recunoaștem? Unii care au ajuns acolo au ajuns atât de copleșiți de ceea ce au întâlnit acolo, încât dorința de la început, elanul de la început, promisiunile și chiar juruințele de la început făcute de unii, care au riscat cu viața lor să treacă Dunărea fără să știe să noate, să meargă pe uscată sub tirajul gloanțelor și alte și alte riscuri pe care ei le-au făcut. Am cumnat al meu care a făcut locul acesta. Prieteni, eu am mers după 1990, eu am mers, n-am avut curajul care l-au avut alții înaintea mea, am mers cu avionul, am mers cu viză, cu pașaport. Am fost bine primit de la început, însă mulți alții au suferit, au riscat ca să ajungă acolo. Și ajung și acolo, unii au ajuns să fie copleșiți de probleme și au uitat ceea ce au promis. Și astfel sunt provocări pe care noi le avem. Apoi, ca și. Emigrație a românilor în Statele Unite conform definițiilor care sunt folosite de către sociologi Este prima generație de emigranți Eu sunt parte din această primă generație de emigranți Care au ajuns acolo de la vârsta de 18 ani în sus Care s-au format în țara natală, în România și au ajuns acolo Apoi este generația 1,5 Care au emigrat fiind duși de părinți Mulți dintre ei De la vârsta de 3 ani și până la vârsta de 17 ani. Sunt unii care la vârsta de 17 ani ne au mers singuri, au riscat ca să meargă și să fie acolo. Și apoi este generația a doua, cei care s-au născut acolo sau care au ajuns acolo fiind sub vârsta de 3 ani. De ce este important să cunoaștem aceste lucruri? Pentru că fiecare se identifică într-un anumit fel, se constituie într-o anumită identitate, se relaționează într-un anumit fel și creează provocări sau oportunități de un anumit fel. Câteva date cu privire la emigranții care sunt în Statele Unite, emigranții români. Primul val a avut loc la începutul secolului trecut, se spune între 1900-1920. Au venit circa 145.000 de, de români, înainte de primul război mondial și se suprapune și cu primul război mondial. Al doilea val de emigranți au ajuns acolo după al doilea război mondial. Și apoi este ultimul val considerat de imigranți români care a avut loc între 1965 și 1995. Aceștia, înainte de 1989 sau 1990, au mers cu acest statut de imigrant. Unii au cerut azil politic acolo, alții au avut alte situații. După 1995 și după 1990, de fapt, au venit mult mai puțin și au venit prin căsătorie sau prin loteria anuală a vizelor. Probabil că sunt unii dintre dumneavoastră care chiar ați aplicat la această loterie a vizelor și. Asta este. Sunt unii care au câștigat, au fost pentru un timp și s-au întors înapoi. Deci sunt situații și situații în privința aceasta. În recesământul din 2010 din Statele Unite s-au declarat 367.500 de, de americani care au origine. Română, la recesământ. Apoi 518.600 au spus că au origine parțială română, adică doar numai unul din părinți sau bunicilor au ajuns acolo și ei deja nu se mai consideră în totalitate români. Întâlnești români în magazine care spun că sunt români, dar nu vorbesc deloc limba română, vorbesc limba engleză. Dacă îi întreb ce știu românește, știu mamăligă, sar male, și Cam atât. Unii mai știu și mulțumesc. Sau bună ziua! Aș vrea să vă prezint de asemenea primele 10 centre de concentrare a populației de origine română. New York este pe primul loc. Nu citiți numărul 6, lăsați până ajunge acolo. Se consideră că sunt la 161.900 de români în statul New York. E pe stat. California, numărul 2, 128.135. Florida, 121.015. 4, Michigan, statul din care sunt eu parte, 119.625. Pennsylvania, 114.600. Illinois, 106.020. Delaware, 84.960. Aceasta a fost o surpriză pentru mine, pentru că în statul Delaware nu există biserici românești evanghelice. Ohio, 83.230. Georgia, 47.670. Indiana, 52.990. Acestea sunt primele 10 centre pe state. În total sunt la circa 1.020.145, conform cu Romene în America Network sunt circa 1.100.000 de, de români americani în Statele Unite. Aceștia fiind împreună Evident că în lucrarea noastră și-am dorit să privim acum la ceea ce Domnul ne cheamă pe noi, să-l slujim pe El și să mărturisim împărăția Sa. În slujirea noastră, la fel ca și aici, sunt provocări ale slujirii noastre. Noi avem câteva suplimentare față de ceea ce aveți dumneavoastră aici. Avem provocări de ordin cultural și provocări de ordin lingvistic. Pentru mulți, când au ajuns acolo a fost un șoc ceea ce au întâlnit. Au mers cu o anumită imagine. Este acest gând, este România, America văzută din România, este America văzută din aer, este America văzută în vizită și apoi este America trăită acolo. America trăită acolo nu este chiar ca și cele de până când ajuns să trăiești acolo. În vizită este mult mai frumos ca musafir, așa cum spunea un copil când am întrebat la școală ce vrei să te faci când vei fi mare. Și el a răspuns, musafir. Și a zis, de ce? Pentru că la noi acasă de câte ori vin musafirii să mănâncă foarte bine. Și eu am trăit lucrul acesta și chiar și copiii mei fiind aici au trăit lucrul acesta. Și a spus, dacă mă duc ca musafir, am să trăiesc bine. Însă aceste provocări de ordin cultural și de ordin livistic creează tensiuni și creează chiar conflicte între generațiile de emigranți care sunt acolo. Cei care sunt din prima generație, cum sunt eu, mă încadrez acolo, deși poate sunt anumite diferențe, le punem așa împreună ca să creăm doar un tablou, sunt și particularități, mai în vârstă vorbesc mai bine limba română și mai puțin limba engleză. În familie, în special, vorbesc limba română. Apoi, cei care s-au născut din părinți care au venit ca adulți și vorbesc acasă limba română. Acești copii sau tineri cunosc destul de bine limba română, să poți să te înțelegi acasă cu ei, dar nu suficient pentru a înțelege bine mesajul, predica. De aceea profit de situația că sunt frați păstori împreună cu noi în această seară. Vă invităm cu drag să fiți împreună cu noi, dar vă rugăm să fiți un pic atenți de a nu folosi, știu eu, tot fel de combinații lingvistice care puteți să-i pierdeți pe tinerii noștri. Nu știu ce povestiri care trebuie să fie un limbaj mai simplu, un limbaj mai curat, un limbaj mai direct, că în felul acesta ei înțeleg cât de cât mai bine. Tinerii aceștia, ce se întâmplă cu ei? Li se vorbește în limba română și ei răspund înapoi în limba engleză, le spui în românește și îți răspund în engleză. Apoi este a treia categorie, cei care s-au născut din părinți care au fost născuți în Statele Unite, s-au venit ca și copii mici acolo. Aceștia și în familie vorbesc limba engleză, nu vorbesc limba română. Am copii, priharul lui Dumnezeu, Domnul m binecuvântat cu trei copii, care la rândul lor fiecare s-au căsătorit și au fiecare câte doi copii. Nu mi-am dat seama de ceea ce se întâmplă până când copiii mei s-au căsătorit, deși băiatul a fost la 10 ani când a mers în Statele Unite, dar împreună cu soția lui, care i-a mers sub 2 ani când era a ajuns în Statele Unite, vorbesc între ei 99,9% limba engleză. În prezența copiilor lor, de asemenea, vorbesc limba engleză. Ei vorbesc limba română cu noi, ca bunici, și într-o zi, dintre nepoate, mă întreabă, avea vreo patru ani atunci, vorbeam eu cu soția limba română și zice, vorbiți spaniolă? Do you speak Spanish? Ne-a întrebat în limba engleză. Și a spus, nu, limba română. Deci, acești copii, Oricât ai vrea ca să mergi cu mesajul în limba română, nu ajungi la ei. Și astfel există astfel de situații. Ce se întâmplă este că cei care sunt în funcție de autoritate și responsabilitate în biserică, majoritatea sunt din generația mea, din prima generație, care au puterea de influență, au puterea de decizii și apoi vin cei mai tineri și se exprimă și ei nevoia lor sau dorințele lor și nu totdeauna le sunt împlinite. Și astfel noi ca biserici cunoaștem un exod de tineri înspre biserici engleze sau mai dureros nu merg la biserică. Însă vreau să vă spun ceva. Există statistici de asemenea cu privire la tineri americani, americani. Chiar Assembly of God a făcut un studiu și spune că despre Copiii, că până la vârsta când sunt la liceu, merg, sau până la 16 ani, când nu au ei permis de conducere, merg la biserică împreună cu părinții. De la 16 la 18, 19 ani, procentajul scade drastic și nu mai merg la biserică pentru că au acum libertatea lor de mișcare. Când ajung în facultăți, procentajul coboară. Și mai mult. Spunea fratele mica ieri că e nevoie, noi și dumneavoastră, e nevoie aici să găsim instrumente, să găsim metode, să găsim forme în care să ne adresăm copiilor noștri, pentru că limba lor este diferită, comunicarea lor este diferită, forma lor de comunicare este diferită. De aceea, primul aspect este ai câștiga pe ei. Și apoi, câștigându-i pe ei, împreună cu ei să câștigăm pe ceilalți. O biserică sănătoasă, ea este formată din trei generații. Nu sunt, împotri, nu sunt de acord să se spună, o e biserica virgula copiilor. Kid church, cum se spune în limba engleză, nu există așa ceva. Există lucrarea cu copii, nu există nici biserica tinerilor, există acest fenomen în mintea unor, oh, e biserica tinerilor, nu există o biserică tinerilor, aceștia sunt câțiva ani tineri, pe urmă, la rândul lor și îmbătrânesc dacă trăiesc. Așa cum spuneam frate la noi în vârstă de 92 de ani, într-o zi venea așa mai greu la adunare și zice, frate Simei, este așa de grea bătrânețea. Și eu am zis, e adevărat, frate Kisek? Dumneata o mai bine decât mine, că n-am ajuns chiar acolo. Dar a zis, sunt două alternative. Și a zis, care? Una, să o ducem așa cu mâi, sau a doua, să nu ajungem. Și el a zis, mai bine să o ducem cu îi. Sau asta este și cu biserica a copiilor, cu biserica a tinerilor, nu există. Biblic trebuie să fie cel puțin trei generații, nu? Copii, tineri și părinți. Mielușei, oițe și oi. Biblic Prima aplicație este spirituală, dar de asemenea este și naturală. Multe biserici vin la noi și ne vizitează chiar din comunități americane și se minunează când văd sute de tineri împreună cu noi la închinare și spun, la noi nu mai sunt, tinerii nu mai vin. Este dureros să se întâmple lucrul acesta. Vrem să creștem împreună și acesta este și motorul bisericii noastre. Locul unde familiile cresc împreună și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Dar există aceste tensiuni. Vin generațiile mai tinere, a doua și a treia, își verbalizează nevoile, uneori își spun dorerile, dorințele lor și cauzează tensiuni, pentru că anumiți frați care sunt în poziții de autoritate, de influență, de decizii, consideră că dacă te depărtezi de la ceea ce ai primit, care înseamnă cultura, limba, muzica, tradițiile, rânduiala, te-ai depărtat de Dumnezeu, Dați-mi voie să spun, nu cred lucrul acesta. Cred în faptul că mesajul este același. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Iisus Hristos este Domnul. În, prin credința numele Lui suntem mântuiți, avem iertarea. Pocăința conduce la iertarea păcatelor care conduce la convertire, la naștere din nou, la trăirea în sfințenie. Însă metodele de prezentare a mesajului sunt total diferite. Chiar aici, acum fiind între noi, folosim televizoare ca monitoare. Când eu eram copil, nici să nu audă tata de televizor. Mai fugeam pe la vecini câteodată, ca și copii. Eu sunt primul născut și am fost singur la părinți pentru un an și patru luni. După un an și patru luni a venit un frate. După ce au venit șapte surori. După ce au mai venit doi frați. După ce a mai venit încă o soră. Și în final au mai venit patru frați. Adunați. I-am pierdut, o spus. Zice, mi-ai pierdut. Haideți să vă spun. O băieț și o fete în final. Și sunt în născut. Am avut acest har. Și privilegiu și provocare. Sunt aceste provocări în interiorul nostru. Provocări culturale, provocări lingvistice, provocări sociale. Dar, în același timp, avem, într-adevăr, oportunități. Oportunități pe care, într-un fel, dumneavoastră nu le aveți aici. Cei care vin în prima generație și găsesc deja o biserică stabilită, pentru ei biserica e mai mult decât doar un loc unde să vină să se roage. Pentru ei biserica înseamnă un loc unde se conservă cultura, se conservă limba, se conservă tradițiile etnice din țara de origine. Este o punte între România și acolo unde ei se găsesc. Am întâlnit oameni care au venit și au fost aterizați cu parașuta într-un loc fără niciun fel de comunitate română. Dați-mi voie să vă spun că au ajuns să fie handicapați emoțional. Au ajuns să fie în stare să-și piardă mintea. Au fost gata să se întoarcă înapoi, dar nu se mai puteau întoarce. Că vânduse de ce aveau aici. Nu aveau la cine și la ce să se întoarcă. Însă atunci când vii într-o țară străină și ai un loc unde există un grup de oameni care ți vorbesc limba ta, care, cu care poți să simți împreună, să te rogi împreună, să cânți împreună, să citești împreună Scriptura, te simți parcă altfel. Te simți diferit. Apoi, acolo, biserica pentru ei înseamnă un loc unde se oferă ajutor și sfat, în obține un loc de muncă. Unde se poate găsi un loc de muncă? Vin surori, femei care, chiar dacă aici au o pregătire superioară, până când intră, mai ales înainte, până când intra pe rol, lucrau la curățenie de multe ori. A munci nu este o rușine. Se merită să muncești. Unii au această expresie. Nu se merită. Dați-mi voie să vă spun. Se merită. A munci se merită. Dumnezeu a rânduit aceasta. Și vin și muncesc. Și altă soră o spune, uite, îți dau eu din ceea ce lucrez eu și mergi și tu și lucrezi puțin. Frații, de asemenea, ia și duce cu ei cei care mai au business-uri. E un loc de ajută. E nevoie să mergi la, pentru permis de conducere, e nevoie să mergi pentru asistență socială, e nevoie să mergi la medic, ai nevoie de traducere. Dacă ajungi acolo și nu știi limba și n-ai la cine... Ești pierdut. De aceea biserica înseamnă mai mult. Îți oferă un statut social în comunitate. Merge afară la american, este un mare zero. Vine la români, este cineva. Lucrul acesta este și bine, dar este și rău câteodată. Apoi, acolo se găsește viitorul soț sau viitoarea soție pentru tineri. Majoritatea vreau să se căsătorească. Eu când am avut copii, de vre... băiatul mai mare avea vreo 14 ani și am chemat și fetele lângă el, domnul a dat un băiat și două fete. Asta stat de vorbă cu ei și a spus, prima mea, care este un imperativ, cerință, e să fie creștin. Credincioși cu care să avem comuniune spirituală. Al doilea lucru, care este dorință mare, e să fie român. Pentru că noi vrem, nu numai voi doi să vă înțelegeți între voi, ci vrem și noi părinții să ne înțelegem între noi. Și apoi Domnul vă va da copii. Și Dumnezeu a pus în noi câteva lucruri care poate dumneavoastră nu vă da seama de ele aici, dar îți dai seama când ești în altă parte. Valoarea familiei. S-a mai pierdut din ea, este adevărat. Dar noi avem și ținem la această entitate care se numește Familia. Copiii să fie lângă noi. Astfel, în biserică, la întâlniri cu tinerii, este locul unde e normal să-și găsească băiatul, fata și fata să-și găsească băiatul. Și astfel biserica înseamnă mai mult. O altă oportunitate pe care noi o avem este proximitatea față de diferite culturi sau grupuri etnice pe care dumneavoastră nu le aveți aici. Dumneavoastră aveți Samaria dumneavoastră, cum spunea fratele Camerun și știți dumneavoastră ce înseamnă aceasta. Noi avem mai mult decât atât. Avem vecini, colegi de muncă, colegi de școală, care sunt irakieni, sunt indien, punjabi, pakistanez, congolez, somalez, în orașul Troi, unde este casa de rugăciune, se vorbesc 40 de limbi. Comunitatea română reprezintă 3%, orașul este aproape 90.000 de locuitori. M-am bucurat într-un fel, sunt din Ucraina aici, că ruși era numai 1%. Românii erau 3%. Era un loc unde erau mai mulți români în afara României decât ruși. Sunt 40 de limbi. 40 de grupuri etnice cu care te întâlnești, cu care conversezi, cu care interacționezi. Tinerii au colegi de clasă. Și aș vrea să vă prezint un alt aspect și pe urmă să vă prezint două exemple. Metropola Detroit. Este foarte interesantă Metropola. În orașul Detroit, procentual, este cel mai, cea mai mare comunitate de negri la mărimea orașului. La câteva zeci de kilometri în orașul Livonia, este cel mai mare procentaj de albi. Între aceasta Livonia și Detroit este orașul Dearborn. Acolo este cea mai mare comunitate de musulmani din Nord America. Sunt cei mai mulți musulmani. Într-un oraș în Hazel Park lângă noi, au chiar ajuns la situația ca să aibă chemarea la rugăciune dimineața. Până la urmă oamenii au reacționat și s-a încheiat. Sunt foarte mulți musulmani. Frate George, vino acolo. Este un loc de slujire între musulmani. Două exemple vreau să vă dau din multe altele. O tânără cu numele de Sara a venit la studii acolo. A întâlnit o colegă. Prin conexie a ajuns la noi și a vine cu regularitate la serviciile divine. A vorbit cu tatăl ei care este în Pakistan. Și a spus că vine la creștini. Și tatăl la început a avut o oarecare reacție și a întrebat ce fel de creștini sunt aceia. Și a când a spus, sunt creștini care trăiesc împreună sos cu soție, sunt creștini care împreună sunt părinți cu copii, sunt creștini care uh, trăiesc în mod armonios. Știți ce a spus tatăl? Du-te la ei. Fii cu ei. A ajuns să-și predea inima Domnului Isus Hristos să-L primească pe Domnul Isus și ne bucurăm de lucrul acesta. O altă tânără, aceasta este în liceu, e cu familia ei, ei sunt indieni hinduși cu numele de Sara tânără aceasta, printr-o colegă de clasă tânără de la noi, de la biserică, a ajuns să vină la tineret la biserică. A început să vină la casa de rugăciune, să frecventeze serviciile de vine, întâlnirile de tineret și nu cu mult timp în urmă și-a predat inima și viața Domnului Isus Hristos. Este un război spiritual în familia ei. De câteva ori au fost niște atacuri spirituale asupra ei. De aceea, hinduismul, budismul și toate celelalte nu sunt doar niște concepte umane, ci în spatele lor e o forță spirituală negativă, rea. Și știți ce s-a întâmplat cu ea? A avut de câteva ori niște stări așa emoționale de groază când era în casă. Când a ieșit afară din casă și s-a dus puțin mai departe, s-a liniștit. Și a fost întrebată, dar ce în casa ta? Și a spus, păi este zeul cutare, este zeul cutare, știți, induși au peste 300 de milioane de zei, este așa, este așa. Și atunci am zis, asta este problema. E o luptă spirituală. Și am intrat în rugăciune ca Domnul să-i dea biruință. Părinții ei încă nu sunt creștini, i-a spus tatălui ei și s-a supărat foarte tare. S-a mâniat pe ea, dar n-a ajuns până la punctul în care se spună am rupt relațiile. Avem aceste oportunități, avem alți tineri, în special vin tineri, pentru că tinerii se conectează mai ușor cu tineri. Tinerii sunt mai deschiși. Noi care suntem mai în vârstă, suntem mai rezervați. Punem, românul ce face? Pune răul înainte. Apoi sunt persoane în tranziție care vin acolo cu caracter social, cultural, spiritual. Oamenii aceștia se stare de confuze, au temeri, se întreabă ce va fi, cum va fi, au nevoie materiale. Ca și credincios avem aceste oportunități să venim în întâmpinarea lor. Ei sunt oameni de lângă noi. Unii sunt ca și noi, veniți din România, alții veniți din Serbia, alții veniți din Bulgaria, alții veniți din alte țări, din Polonia și vin acolo. Noi, ca biserică, le. Întâmpinăm atât cât putem nevoile lor. Primesc un pic de ajutor. Alții vin și sunt total diferiți de noi. Miros diferit, mănâncă diferit, se îmbracă diferit, vorbesc diferit. Am cumpărat o casă de la Indieni. A trebuit să schimb totul acolo, datorită mirosului care a fost acolo. Pentru ei a fost un miros plăcut, dulce chiar. Pentru noi nu a fost deloc. Dar sunt lângă noi. Nu trebuie să mergem prea departe ca să întâlnim. Sunt lângă noi. În partea cum este casa așezată, așa. În partea neagră am o familie de culoare. În partea dreaptă am o familie din Irak. Înainte am avut niște iranieni. De, peste drum am o familie din Bangladesh. Mai încolo am o, am o familie din Polonia. Sunt lângă noi. Acestea sunt oportunități pe care noi le avem. Și de aceea următorul lucru este ce decizii luăm, ce facem cu provocările, ce facem cu oportunitățile. Ascultăm sau nu ascultăm de porunca divină. Am citit din cartea Faptele Apostolului, nu neapărat să fac un o studiu exegetic sau expozitiv asupra, ci doar asupra faptului că oamenii aceștia, în urma persecuției, mergeau din loc în loc, predicau Evanghelia și care a fost prima lor țintă. Iudei, ca și ei, care mâncau la fel ca ei, se îmbrăcau la fel ca ei, țineau sărbătorile ca ei, vorbeau aceeași limbă ca și ei. Am fost însă unii dintre ei, ne spun aici, care au spus, haideți să mergem și la alții diferiți de noi, haideți să mergem și la greci. Lucrul acesta stăni și acolo, discuții, probleme. Însă au fost gata să asculte, să caute și să mântuiască pe cei care erau pierduți, pe oamenii de lângă noi care sunt ca noi sau care sunt diferiți de noi și oamenii care sunt departe de noi geografic și spiritual și cultural și etnic și lingvistic. Noi nu putem merge la ei, fiecare dintre noi. Sunt unii dintre noi chemați la aceasta, dar noi putem să-i susținem. Eu mă duc cu câțiva dintre misionarii de aici în Bangladesh Cu alții mă duc în Etiopia Cu alții mă duc în Mozambic Cu alții mă duc în Nepal Cu alții mă duc în India Și în fiecare lună călăt Eu călătoresc de felul lor Dar călătoresc și mai mult Prin suportul atât spiritual de rugăciune Cât și financiar care îl oferim Domnul Iisus a venit să caute Și să mântuiască ce era pierdut el a spus, duceți-vă și sunt texte care le cunoașteți, nu vreau să mă mai opresc asupra lor. Din punct de vedere biblic putem avea două concepte în mod deosebit. În ideea de ascultare, când ideea de neascultare aceasta nu e biblică. Și doar în ideea de ascultare, unul este conceptul Petrin, de la început. Cum a fost acest concept? Un concept naționalist. Un concept în care am mers cu tradițiile iudaice, cu lege și cu ritual. S-a îndreptat doar la cei din neamul lui. Când Dumnezeu îi dă vedenia cu alții, ce a spus? Sunt necurați, niciodată n-am mâncat așa ceva. Nu vreau să știu de ei cu alte cuvinte. Însă Dumnezeu iubește și pe cei care sunt diferiți de noi, ca și pe noi, slăviți să fie numele Domnului. Sau este conceptul Paulin, care Pavel spune, eu sunt dator și iudeilor, și grecilor, și celor învățați, și celor mai puțin învățați, și celor care sunt ca și mine, și celor care sunt diferiți de mine. Eu, spune Pavel, sunt dator. E careva de aici care a fost vreodată dator în viață? E cineva care a fost dator? A avut vreo datorie? Cum scap de datorie? O plătești, nu? Mai este un mod în care scap de datorie. Dacă te iartă de ea. Dacă te iartă, mai scăpa de ea. Dați-mi voi să încep cu partea a doua. Nicăieri în Biblie nu vă scris că sunt scăpat de iertat de datoria asta. Pavel a simțit-o ca o datorie. Și pentru cei din neamul lui români, noi, ca să aplicăm la noi, dar și pentru cei care sunt diferiți. A spus, eu sunt dator. Nicăieri în Scriptură nu văd să fie scris, s-a terminat. Decât vom vedea în final când. Dar aici, încă nu. Cum spunea fratele Camerun sau un alt frate, atât timp când nu este închinare pe tot pământul, este loc de evangelizare și de misiune. Până când pământul va ajunge să cunoască, oamenii de pe pământ să cunoască pe Domnul, așa cum este acoperit fundul mării de apă, până atunci e nevoie de a evangeliza și de a face misiune. Să nu ne considerăm niciodată că ne-am achitat datoria, că n-am achitat-o. Cât timp este respirație în noi, cât timp încă putem să auzim, putem să vedem, sau cum spune cântarea, când buzele nor mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Avem această îndatorire din partea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta este importantă viziunea. Cum vedem oamenii? În primul rând, cum vedem pe Dumnezeu? Cum privim noi la Dumnezeu? Vă aduceți aminte de conversația dintre un tânăr și Dumnezeu? Un tânăr căruia Dumnezeu îi se descopere. Un copil, de fapt. Și Dumnezeu îi spune, uite, trebuie să mergi să faci asta, să vestești, să smulți, să zidești. El spune, Doamne, eu sunt mic, eu sunt slab, eu sunt neînsemnat. Și Dumnezeu îi spune, ce vezi, Ieremio? Răspunsul este o ramură de migdal o creangă de migdal, spun unii, care se coace repede. Care e răspunsul lui Dumnezeu? Bine ai văzut Ieremia, că eu ce fac? Veghez asupra la ce? Asupra cuvântului meu, ca să-l împlinesc. Dragii mei, frați, surori, lucrători, slujitori, fiecare unde suntem, noi trebuie să fim credincioși cuvântului. Pentru că ochii lui Dumnezeu sunt îndreptați asupra cuvântului său ca să-l împlinească. De aceea mesajele nu trebuie să fie mesajele noastre, ci trebuie să fie mesajul din cuvântul lui Dumnezeu, să aibă rădăcina în cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, în Marcu 16 ni se spune că ei au mers și propovăduiau cuvântul și ce făcea? Domnul însoțea a cui cuvânt? A Lui, prin semne și prin minuni. De aceea când privim la Dumnezeu, să înțelegem că El veghează asupra cuvântului Său și îl duce la împlinire. El își împlinește promisiunile Lui nespus de mari și scumpe. Ele sunt da și amin în Domnul Isus Hristos. Și El când îți spune să te duci, El veghează asupra cuvântului și asupra mea care sunt sub autoritatea cuvântului. Pentru că niciunul nu avem autoritate prin noi înșine, ci autoritatea noastră este delegată, fiind deasupra noastră Cuvântul, și împreună cu Cuvântul este Duhul Sfânt. Dumnezeu vechează asupra Cuvântului său, ca să-l împlinească. În al doilea rând, cum privim la oameni? Fiecare dintre noi, când privim la oameni, vedem una sau vedem alta. Ce vezi când te uiți la un om? Cât e de înalt cât e de slab, cât e de gras, cât e de bine îmbrăcat, cât e de tânăr sau de învârstă, e bărbat sau femeie, român sau de altă naționalitate. Domnul Iisus Hristos, El spune, Duhul Domnului este peste mine că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Aici eu văd în Luca 4, 18 cu 19 declarația de misiune a Domnului Iisus Hristos. Aici îl văd pe Domnul Isus Hristos pronunțând ceea ce El va face. Viziunea e dictată de misiune. Viziunea Domnului Isus a fost oameni care au vești bune, oameni care sunt sănătoși, oameni care sunt eliberați, oameni care văd, oameni care nu mai sunt sub apăsare, oameni care cunosc îndurarea lui Dumnezeu. Dar ca să fie așa, Trebuie eu să mă implic, eu să fiu parte, să-L vestesc pe Iisus, vestea cea bună, să folosesc autoritatea care mi-o dă Iisus, să umblu și să merg în numele Domnului Iisus Hristos. Și aceasta vine în urma faptului că privind la oameni, inima mea se umple de compasiune. Pe Dumnezeu suntem chemați să-L iubim și când îl iubim pe Dumnezeu, față de oameni avem milă. Domnul Iisus Hristos adeseori în Evanghelie și în special în Evanghelia după Marcu face lucrări în urma milei, a compasiune. În limba engleză îmi place cu scris, zice He was moved with compassion. Dacă n-ai milă, nu ești gata să faci nimic. Știi că față de omul care ai milă, ești gata să tolerezi multe lucruri, dar față de cel care n-ai milă, un lucru mic ți-a făcut și ți este așa de mare. Haideți să ne rugăm Domnului să pună în noi mila sa față de oameni. Să vedem că sunt, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, sunt ca niște oi rătăcite care n-au păstor. Isus este păstorul cel bun și cel mare. Oricât e de bogat cineva, oricât e de învățat, oricât este de ridicat social fără Isus, este o oaie rătăcită, fără păstor. Are nevoie de Isus. Soluția este ca eu să văd lucrul acesta. Pelegrinii sau pelerine au mers din Europa în America. Ca să meargă înainte, trebuia să facă o lună de zile cu vaporul sau poate chiar mai mult, prin furtuni, prin diferite greutăți, prin diferite probleme. De ce s-au dus? Că au avut viziunea unei lumi mai bune. Viziune de câteva mii de mile au ajuns acolo, s-au așezat și au pus case, s-au așezat corturi, grădinărit, toate. La un moment dat a fost o discuție, vrem să facem o linie ferată care să meargă 30 de kilometri mai în interiorul Americii. S-a adunat Consiliul, au dezbătut, au discutat, s-au certat și au spus la ce ne trebuie nouă 30 de kilometri mai în interior. Nu avem noi spațiu destul de mult aici? S-au certat pentru 30 de kilometri și au avut înainte viziune de 3000 de mile. Care-ți este viziunea? Ce vezi? E important ce vedem. Pentru că de la ceea ce vedem pornește apoi strategia. Când vezi, te întrebi acum, cum? Cum pot să rezolv? Dumnezeu când pune în fața ta o nevoie vrea să o rezolve prin tine. Aduceți-vă aminte de pilda samariteanului milostiv. I-a pus nevoia în față a rezolvat-o. Preotul levit, omul religios a trecut pe lângă. Când Dumnezeu spune nevoia în față, omul nemântuit, el vrea să-l ajute prin tine, vrea să o rezolve prin tine. Cum să faci lucrul acesta? În primul rând, e nevoie de rugăciune, de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. E nevoie de învățătură corectă despre Dumnezeu, despre oameni, despre scopul bisericii. E nevoie să avem priorități de evangelizare în comunitatea română, misiune locală la persoane, grup etnic diferite, apropiate, misiune transculturală prin susținere de misionar, participare în misiuni pe termen scurt, ceea ce vă spun, nu vă spun povești, sunt lucruri care le trăim noi ca biserică. Sunt foarte practic pentru că aceasta este ceea ce noi trăim. Suntem implicați în comunitate și să vă spun, e important apoi prietenii cu membrii din comunitate, dezvoltarea de relația a membrilor cu semene, cu scop evanghelistic, nu cu alt scop. Nu cu scop de a bea o cafea, nu cu scop de a te cunoaște mai bine, nu cu scop de a avea o părtășie frumoasă, ci cu acest scop în minte. Isus trebuie să fie cunoscut de persoana aceea. Isus trebuie să intre în viața acelei persoane. Este important apoi să proclamăm Evanghelia prin crearea de evenimente care să atragă oamenii. Avem picnic evanghelist, pregătim în care pentru 700, 800, 1000 de oameni care adunăm, ei vin, le spunem că pregătim mici, ăsta este pentru românii în mod special, le pregătim mici, le pregătim langoșe sau gogoși, cum vrei să spui, și vin, domnule, pentru aceasta. Dar avem serviciu de predicare a Evangheliei, avem cântări, le dăm tractate, îi cunoaștem și apoi este un follow-up. Și avem oameni care, în felul acesta, s-au întors la Domnul Isus Hristos și au ajuns ca să fie mântuiți. Apoi este important să ne rugăm pentru oameni. Avem această lucrare în care nu facem altceva decât să mergem prin Dirborn, pe străzi unde sunt musulmani și ne rugăm pentru ei și casele lor unde sunt ei. Ne rugăm în numele Domnului Isus Hristos, ca Domnul să li se descopere. Ați auzit de viziuni, ați auzit de visuri și avem experiențe de felul acesta. Este un loc de asemenea unde ei se adună la părtășie, ei iubesc părtășia. Și sunt dintre noi care stau împreună cu ei. Apoi este sunt uh, tutorii sau meditații cu copii din familii disfuncționale și aceștia nu sunt albi, nu sunt uh, asiatici, sunt oameni tineri de culoare, copii care sunt fără părinți, abandonați. Săptămânal avem tineri care merg și stau cu ei. Îi învață din matematică, îi învață să citească și îi învață despre Domnul Isus. Și avem dintre ei, de acolo, din inima Detroitului, unde uneori se scrie, intri pe riscul tău. Merg tineri. Săptămânal, în fiecare joi după masă, și stau cu ei. Le ducem de asemenea niște biscuiți, niște dulciuri, câteodată pizza. La sfârșitul de an, înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, hrănim câteva sute dintre ei, așa cu o masă festivă, le oferim cadouri, le oferim atenție. Și avem, facem lucrul acesta de câțiva ani buni, de peste 15 ani. Și avem dintre ei care au venit și au spus, fiicei mele, ea se ocupă de lucrul acesta de când era la liceu. Nici nu spunea ce face și cum merge, că spunea că mă speriu, numai acum îmi spune. Și are băieți care acum au crescut și sunt tineri adulți și care i-au spus Simina, acesta este numele ei. Vreau să spun, am fost un grup de prieteni dintre ei, majoritatea sunt în pușcărie, alții sunt pe droguri și câțiva dintre ei au fost omorâți. Iar eu, datorită lucrării care a făcut-o aici, sunt salvat. Îl slujesc pe Domnul și am un viitor. Mărit să fie numele Domnului Isus Hristos. Sunt astfel de lucrări care sunt la dispoziția noastră. Apoi e conferința anuală de misiune în care invităm și misionari și avem dintre cei care au fost aici, fratele George Găbru și alții, fratele Ghiță, fratele uh, Ric de asemenea și alți frați care au slujit în cadrul conferinței de misiune și facem lucrul acesta de 13 ani. Atunci facem ceea ce se numește și promisiunea prin credință. Atunci biserica, E joi, e vineri, e duminică, dimineața și duminică seara se oferă promisiunea prin credință. Niciun dar nu-i prea mic, niciun dar nu-i prea mare și totul este suplimentar la ceea ce dă bisericii și în alte locuri. Anul trecut, prin Harul lui Dumnezeu, și lucrul acesta acum e de câțiva ani, peste șapte mii de dolari s-au promis prin credință pentru lucrarea de misiune transculturală. Noi nu am împărțit tot 700%. Pentru că peste... și facem lucrul acesta anual. Deci lună de lună se face. Unii îți dau tot odată. Este problema lor. Cum dau. E problema să nu rămână restanți. Noi cam 70%, 80% din bugetul acesta îl distribuim. Astfel avem 27 de misiuni și misionari pe care îi susținem anual. Amin. Și facem lucrul acesta prin Harul lui Dumnezeu cu conștiinciozitate, cu consecvență și nu cred că s-a întâmplat până acum ca să fie o lună în care să nu putem să facem aceasta. Pe lângă aceasta vin alte nevoi păstori de aici care au nevoile lor, familii în nevoi, situații diferite în nevoi, însă credem și am văzut aceasta. E tensiunea despre care spunea pastorul Micaiere, între lucrarea locală și lucrarea misionară. În, 1000, în 2000, am intrat în casa nouă de rugăciune în care suntem. Noi am intrat nouă, dar deja are 16 ani cu 1.995.000 de dolari datorie. Eram în perioada aceea vreo 100 și ceva de credincioși. În martie, în 2008, înainte de a organiza convenția, prin harul lui Dumnezeu am plătit integral datoria. Detroit a fost unul dintre orașele cel mai rolovite de economia, de căderea economică și căderea financiară. Au fost familii care au trecut prin voi adânci. A fost an când am ajutat în interiorul bisericii, familii noi ca biserică, cu aproape sute de de dolari. Însă lucrarea de misiune nu a rămas descoperită. Și am văzut credincioșia lui Dumnezeu. Parcă se spunea aici că atunci când faci ceva pentru misiune, parcă se eliberează ceva din partea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă asigur de lucrul acesta. Și-a spus și la frații păstori din Statele Unite, nu vă temeți când vine misionarul și vă... oamenii dau mai mult decât pentru orice altceva. Mai mult decât pentru toalete, mai mult decât pentru pian, mai mult decât pentru orgă, mai mult decât pentru a repara parcarea. Și acestea sunt bune, însă misiunea este mult mai bună, incomparabil mai bună. De aceea este important să fim credincioși, că Dumnezeu este credincios. E important să ne conectăm cu alte biserici. Am auzit vorbindu-se aici că fiecare biserică să aibă misionarul lui. Dați-mi voie, în respect și dragoste, să spun, nu este bine ca o biserică unică să susțină un misionar. Este bine să fie o rețea, un networking. Pentru că și o biserică, așa ca o familie, poate să treacă prin anumite situații. Omul este pe câmpul de misiune și el, la război fiind, nu este alimentat de acasă. E bine să creăm rețele. În Biblie spune doi sau unul luptă împotriva la o mie, doi împotriva la două nu? Nu, la zece La zece De aceea este important. Biserica model și nu vreau să mai țin mai mult, care o am în inima mea și care, când mă gândesc la biserică o privesc în față. Nu este cea din Ierusalim cu toate calitățile ei, ci este biserica din Antiohia. Aceasta este biserica la care eu o iau ca și punct de referință. În slujirea mea, în slujirea bisericii și scrie acolo ce se întâmpla cu ei. Este un proiect prezentat de Dr. Timothy Hill, unul îl cunoașteți personal, care este director executiv pentru misiunea mondială a lui Church of God. În engleză este acest acronim FINISH. Find the Irish people groups throughout the world. Caută să găsești grupuri etnice neatinse cu Evanghelia. Apoi, intercede to God to minister and motivate his church. Mijlocește pentru biserică, înaintea lui Dumnezeu, ca el să lucreze la biserică și să o motiveze el. Predicatorul nu moti poate motiva, misionarul nu poate motiva. Știți și nu motivează? Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Apoi este important de a crea aceste rețele cu alți lideri creștini din diferite națiuni. Dacă se poate, de fiecare națiune. De a investi timp, de a investi abilități și de a investi bani pentru lucrarea de misiune. De a trimite mai mulți plantatori de biserici și misionari decât ai trimis până acum. Și apoi de a fi gata să recoltăm până când marea trimitere este completă în generația noastră. Aceasta înseamnă finish. Adică, gata, te tele stai, a strigat Isus, S-a sfârșit. S-a sfârșit cu jertfa lui. Acum este jertfa noastră nu pentru a fi mântuiți, suntem mântuiți prin jertfa lui, dar este jertfa noastră să ducem Evanghelia la alții, ca și ei să fie mântuiți. Trec peste partea aceasta, ca și o concluzie, biserica etnică cu misiuni, provocări și oportunități. Acestea stă pentru ceva. Pod. Suntem chemați să fim un pod între Dumnezeu și oameni. Știți ce înseamnă pod, nu? Să fim un pod între seminii noștri din aceeași etnie. Un pod între seminii noștri din diferite generații de aceeași etnie. Să fim pod între oameni din etnia noastră și alte etnii aproape de noi și departe de noi, până la marginile Pământului. Cum? Fiind plin de Duhul Sfânt. Ca să se poată împlini ceea ce vede Ioan în Apocalipsa 7, 9, 10. După ce am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o nimere nimeni, din orice neam, din orice seminte, de orice noroc, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunul de domnie și înaintea mielului. Vă invit să ne ridicăm și noi. Să stăm înaintea scaunul de domnie al Domnului Isus Hristos, al Tatălui nostru din cerul și înaintea mielului. Să vedem acești oameni de orice neam, din orice seminție, din orice noroc, de orice limbă, care strigau cu glas tare și ziceau, mântuire este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie al mielului. Și aceasta e posibil pentru că tu te-ai rugat pentru ei. E posibil pentru că ai investit în misiune. E posibil pentru că ai mers acolo. Și acum vor sta înaintea tronului lui Dumnezeu. Și vor striga cu voce puternică. Și printre ei cred că vom fi și noi care să spunem mântuirea este a Dumnezeului nostru. Este acelui care șade pe scaunul de domnie, el este pe tron. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar Dumnezeu stă pe tron. Și al mielului Domnului Iisus Hristos, care este și leul din Iuda. Haide să ne rugăm Domnului, să ne umple de îndrăsneala Duhului Sfânt, de curajul Duhului Sfânt, de autoritatea Duhului Sfânt, de o inimă plină de compasiune și să mergem în numele Domnului Iisus Hristos, luând decizia cea bună, ca să ni se poată spune la final, bine, robul și credincios, în puține ai fost puse, peste multe te voi pune, intră în bucuria stăpânului tău. Amin. L-am urmărit împreună pe pastorul Simi Timbuk, pastor în Biserica Betesda din Troy, Michigan, vorbind despre diaspora românească din Statele Unite și modul în care această comunitate românească se implică în atingerea românilor din Statele Unite cu Evanghelia, dar de asemenea despre modul în care comunitățile românești din diaspora susțin misiunea mondială. În speranța că emisiunea până la marginile pământului vă aduce satisfacție și bucurie, vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceea zi, la aceeași oră, să ne urmăriți. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.